Bună ziua, domnul primar Daniel Băluță, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule primar, și vă mulțumesc că ați acceptat din nou invitația de a participa la emisiunea noastră. Bună ziua, îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Domnule primar, știu că Partidul Social-Democrat a trecut în ultima perioadă prin tensiuni anumite divergențe în interior. Nu o să vreau să aprofundez foarte mult acest subiect. Însă vă întreb ce relație aveți dumneavoastră cu doamna primar capital, al capitalei, doamna Gabriela Firea. Niște relații extraordinare avem din punctul acesta de vedere și vreau să menționez că grație colaborării deosebite pe care am avut-o cu primarul municipiului București, respectiv cu Consiliul General al municipiului București, în sectorul 4 s-au întâmplat lucruri istorice aș putea spune pentru că fără această colaborare deosebită ar fi fost imposibile proiecte gen Piața Sudului, proiecte pentru parcări, park and ride extinderea parcului lumea copiilor, respectiv orășelul copiilor, construcția Univers ambulatorului de stomatologie al Universității de Medicină și Farmacie și sunt doar câteva din proiectele comune pe care le-am dezvoltat împreună cu Primăria Municipiului București și asta se datorează unei preocupări deosebite pe care doamna primar a avut-o pentru cetățenii sectorului 4 și pentru dezvoltarea în principiu a orașului. Ați vorbit despre proiectele pe care le-ați desfășurat cu ajutorul Primăriei Capitalei, dar cu ajutorul Guvernului, ce proiecte ați reușit să le duceți la bun sfârșit? Uh, implicarea a domnului președinte Liviu Dragnea și a doamnei premier uh, Viorica Dăncilă a fost una deosebită în dezvoltarea uh, sectorului 4. Și uh, nu pot să nu vorbesc despre Programul Național de Dezvoltare Locală, program care face posibilă ca, la nivelul sectorului 4, toate grădinițele să aibă, în final, autorizație de securitate la incendiu. Discutăm despre modernizări. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, discutăm despre un proiect extrem de ambițios care este în derulare în acest moment, proiect cofinanțat de Guvernul României prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Discutăm despre extinderea a trei mai mari bulevarde de la nivelul sectorului 4. Discutăm despre șoseaua Berceni, Turnul Măgurele și Capora Luică, proiect care este cofinanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. De asemenea, extrem de importantă o reprezintă finanțarea pe care am primit-o prin por, prin intermediul Ministerului Dezvoltării pentru programul de reabilitare termică, pe de-o parte, discutăm de aproximativ 50 de milioane de euro, discutăm de asemenea despre primul bazin de not și prima sală modernă, un complex absolut senzațional care a primit de asemenea finanțare, la nivelul sectorului 4 din Por. Nu în ultimul rând, și aici discut despre o colaborare comună între Guvernul României, Ministerul Transportului, Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 4, având ca punct final Primăria Sectorului 4, realizarea unei stații de metrou supraterane în sectorul 4, în acest moment cu finanțarea directă a Primăriei Sectorului 4 și sunt extrem de fericit. Săptămâna viitoare semnăm. Uh, contractul cu societatea Metro deținătoarea dreptului de exclusivitate pentru uh, astfel de proiecte, pentru realizarea unei linii de metrou pe uh, șoseaua Berceni în imediata apropiere a șoselei de centură. Uh, iar Asta toate astea, este o veste foarte bună pentru. Da, este o veste bună nu numai pentru stătorului... locuitorii sectorului 4, pentru locuitorii Bucureștiului și pentru uh, locuitorii din uh, Berceni respectiv din popeilor orden și de oriunde din Județul Ilfov, în zonele în care se învecinează cu sectorul 4. De aceea vreau să subliniez că, atât cu doamna primar general, avem proiecte comune care s-au materializat și, de asemenea, cu guvernul României și cu sprijinul pe care l-am primit din partea președintelui PSD, domnul Dragnea, am reușit pe acest tronson să obținem de asemenea rezultate deosebite și să avem finanțare pentru proiectele noastre. L-ați adus în discuție pe domnul Liviu Dragnea, președintele PSD. Ce relație aveți dumneavoastră personală cu acesta în acest moment? Am în am relații sunt? Am o relație excepțională cu domnul președinte Liviu Dragnea. Este un om în care am uh, încredere pentru că și dânsul a avut de fiecare dată încredere în, în mine, în ceea ce putem să facem, și a avut încredere că putem dezvolta pentru cetățenii Sectorului 4 proiecte deosebite. Au trecut 2 ani și 4 luni de zile de când ați preluat primăria Sectorului 4. Care sunt proiectele pe care ați reușit să le puneți în practică până în prezent? Proiectele pe care le-ați finalizat? Până în acest moment. Știți, cele mai importante cerințe ale oamenilor sunt reprezentate la această oră de stradă, școală și spital. Despre asta vorbim, și astea sunt problemele cele mai apăsătoare, nu numai ale bucureștenilor, ci ale românilor în general. În materie de stradă, materie de străzi discutăm despre lucrări deja finalizate, despre regenerare urbană pe Bulevardul Tineretului, care este în acest moment în administrarea primăriei sectorului 4, Bulevardul Alexandru Bregea, Bulevardul Constantin Brâncoveanu. Suntem aproape de încheiere pe tronsonul 1 al șoselei Berceni. De asemenea, proiecte care sunt în acest moment în derulare, și discutăm despre cele trei lărgiri determinante pentru viața locuitorilor sectorului 4. Vorbesc despre șoseaua de până la Centură, lărgim de la 2 la 4 benzi. Discutăm despre șoseaua Caporalului Că și despre Turnul Mogurele. Sunt pe acest tronson niște proiecte extrem de importante și extrem de ambițioase. Cu voia lui Dumnezeu și a operatorilor de utilități. Sperăm din tot sufletul să ne apropiem de sfârșit până la data de 31 decembrie. În caz contrar, în prima parte a primăverii vom reuși să finalizăm această, aceste proiecte extrem de ambițioase. Pentru anul următor urmează un alt tronson de bulevarde care vor fi modernizate și vor crea condiții, dacă vreți, normale, în concordanță cu standardul anului 2018-2019 și cu așteptările oamenilor. Pe linia școlilor am demarat o campanie extrem de ambițioasă, dar extrem de dificilă, și anume aceea ca toate unitățile școlare din sectorul 4, fie că discutăm de creșe, grădinițe, școli sau licee, să aibă autorizații de securitate la incendiu. Până acest moment am reușit să avem pentru 80% dintre ele aviz de securitate la incendiu. Anul acesta am reușit să modernizăm și să facem toate lucrările necesare obținerii autorizației pentru o treime dintre acestea. Iar pentru anul 2019, respectiv 2020, dorim să închidem un capitol extrem de important pe acest tronson. De ce spun asta? Discutăm despre 74 de clădiri. E o, este un efort susținut pe care îl avem și e important că avem contractate lucrările și că avem finanțare pentru aceste lucrări dedicate, dedicate copiilor din sectorul 4. Tot în materie de securitate la incendiu discutăm despre piețele principale din sectorul 4. Piața Sudului va intra într-un proces de modernizare, pentru că de asemenea nici ea nu a deținut autorizația de securitate la incendiu, iar construcția actuală a făcut imposibilă obținerea unui astfel de aviz. Ca atare am decis împreună cu colegii mei de la toate partidele politice să modernizăm această piață și în două săptămâni vor începe lucrările efective. De asemenea, Piața Progresul în cursul anului următor va avea și ea toate lucrările pentru autorizația de securitate la incendiu și, evident, pentru modernizare. În materie de spital, vreau să subliniez un lucru foarte important. Sunt medic, datorez extrem de mult școlii care m-a format, datorez foarte mult profesorilor mei, datorez foarte mult oamenilor și ca atare Uh, împreună cu Consiliul Local, cu Primăria Municipiului București și cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, am luat uh, o decizie extrem de importantă. Vom construi, uh, ca și proiect Greenfield de la zero, uh, un uh, ambulator de specialitate și un amfiteatru pentru studenții Facultății de Medicină uh, Dentară. Acest uh, ambulator. Uh, va avea o suprafață de aproape 5.000 de metri pătrați, reușind să mutăm practic cele mai importante componente clinice ale Facultății de Medicină Dentară, adresându-ne în primul rând locuitorilor sectorului 4, cărora le putem crea în felul acesta niște facilități deosebite în ceea ce privește medicina dentară. Când va începe construcția acestui? Proiectul nou? nostru este gata, Uh, în maxim două săptămâni va ieși în uh, SICAP, în Serviciul uh, Electronic de Achiziții Publice. Uh, eu estimez că în a doua jumătate a anului 2019, în mod efectiv, lucrările vor începe. Sunt convins că, de asemenea, Guvernul României uh, va, uh, ne va permite să aplicăm cu acest proiect pentru uh, a încerca să externalizăm finanțarea unui astfel de proiect, pentru că e un proiect. Uh, Important nu numai pentru locuitorii sectorului 4, pentru București și, dacă vreți, pentru zona metropolitană București-Ilfov. Dacă ar fi să tragem linia acum, la cei 2 ani și 4 luni de zile, care ar fi, dacă pot să spun așa, cel mai mare regret de până acum? V-ați propus să, să atingeți un proiect și nu ați reușit să-l finalizați? Sau care este cel mai, mare, uh... cel mai mare regret pe partea aceasta? Cel mai mare regret pe care l am este că uh, nu. Uh, poate că nu reușesc suficient de mult să înving barierele existente. Probabil că toți în viață avem dificultăți, însă în administrația publică sunt, uh, din punctul meu de vedere, ieșite din comun și poate că îmi reproșesc că aș fi putut să fac mult mai mult din punctul acesta de vedere, astfel încât parte din proiectele pe care vi le-am spus în momentul acesta că sunt un lucru să fie deja finalizate, iar altele să fie deja începute. Pentru că, vă spun asta pentru că oamenii au nevoie azi de toate lucrurile pe care vi le-am spus, nu au nevoie doar de vorbe, au nevoie de realități, au nevoie de lucruri palpabile. Cam despre despre asta este vorba. Suntem la sfârșitul lunii octombrie mai e puțin și se apropie iarna. Cum se pregătește primăria sectorului 4 pentru uh, iarna din acest an? Ca să parafrazez un uh, clasic în viață, un nu, iarna nu-i ca vara. Uh, Discutăm uh, ca și în anii trecuți de uh, creșterea calității serviciilor de dezăpezire pe care le oferim uh, cetățenilor, în fiecare an uh, am completat funcție de uh, necesarul uh, și particularitățile sectorului 4. Am introdus uh, mașini de uh, mic tonaj pe străzile înguste, astfel încât să putem intra pe toate, uh, inclusiv pentru trotuare, am uh, avut și vom avea mai multe uh, ATV-uri respectiv bobcheturi cu lamă tocmai ca să putem să curățăm trotuarele. Modernizările pe care le-am făcut uh, pe bulevardele din sectorul 4 ne permit de data aceasta să avem un acces uh, pe trotuare, eliberându-le pe cele mai multe dintre ele de mașini. Am creat destul de multe locuri de parcare, astfel încât uh, trotuarele să fie libere. Încercăm și asta este dificil să ne aprovizionăm cu sare. Sunt probleme la Salina Prahova, apropo. Uh, sunt costi foarte mari la, la achiziționarea de sare, dar din punct de vedere al dotărilor și din punct de vedere logistic, suntem uh, pregătiți, ca și în anii trecuți, să depășim uh, sezonul rece. Este un act de normalitate și încercăm să facem tot ceea ce ne stă în putință, astfel încât să putem asigura servicii de calitate. Singurul lucru pe care îl spun încă de la început și e un, o rugăminte mare pe care o avem către oameni și ei trebuie să înțeleagă că atunci când ninge uh, puternic, este imposibil într-o oră, două sau trei să putem să curățăm tot. Este important să avem uh, răbdare și promit și ofer această garanție că tot ceea ce este omenește posibil pentru a depăși momentele grele vom face locuitorii vor primi locuitorii sectorului 4 vor primi nu știu anumite avantaje pentru căldură pentru da avem subvenții pentru căldură aici, am început să am început acest proces de acum două zile și reușim în felul acesta să realizăm măsuri de protecție socială pentru aceia dintre noi care nu au veniturile suficient de mari ca să acopere nevoile de zi cu zi. Cum pot obține aceste subvenții? Ce trebuie mai exact să facă? Deci trebuie să, este un lucru simplu și nu voi intra în detalii deosebite, trebuie să se adreseze direcției de asistență socială, să vină cu documentele pe care aceștia le solicită cu adeverințele de salariu respectiv cu taloanele de pensie, astfel încât cei care nu își pot permite să poată să primească ajutorul pentru căldură pe care îl, îl oferă primăria sectorului 4 celor care sunt în acest tip de nevoie. Care este situația reabilitorilor locuințelor până în momentul acesta? Sectorul 4. Din nefericire, nu este singurul. A plecat cu un handicap foarte mare în privința reabilitărilor termice. Am avut din două motive. Primul motiv, dacă vreți, cel mai important motiv este legat de bugetul pe care îl are sectorul 4, care dintre toate cele șase sectoare ale Bucureștiului în valoare reală este cel mai mic. Acum, grație unor măsuri de dezvoltare pe care le-am luat și modul în care uh, guvernul, ca și primăria Municipiului București, a uh, folosit pârghiile de echilibrare bugetară, am avut uh, un buget care ne-a permis să facem mult mai mult pe tema aceasta. Uh, dacă în 8 ani de zile au fost reabilitate 144 de blocuri din 1680, de blocuri în acești doi ani și patru luni. Ne apropiem de 200 de blocuri pentru că din punct de vedere tehnic mai mult de 100 de unități pe an este imposibil să facem tehnic vorbim lucrul acesta chiar dacă mulțumim lui Dumnezeu avem finanțare în continuare pentru un număr de 300 de blocuri și vorbim de un mix între por, banii europeni pe care avem pentru reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice și de asemenea un credit pe care primăria sectorului 4 l-a făcut la Banca Europeană de Investiții. Deci, important ca toți cetățenii sectorului 4 să știe că pentru cel puțin încă 300 de blocuri avem finanțare și că gradual, pentru că ne interesează să obținem lucrări de cât mai bună calitate, în ciuda crizei enorme de forță de muncă și e o problemă gravă cu care ne Asta confruntăm. Vreau să vă și întreb care este cea mai mare piedică din punctul acesta de vedere? Sunt două piedici la fel de importante. Prima piedică este reprezentată de legea achizițiilor publice, uh, și nu vreau să vă spun decât că Uh, mai avem puțin în plin 2 ani de când am început licitația de uh, salubrizare. Atât de mult uh, durează o procedură. Este enorm. Enorm este. Uh, de exemplu, sunt în validare lucrări la ANAP, uh, Agenția Națională de Reglementare a Achizițiilor Publice, uh, de 9 luni este un lucru inadmisibil din punctul acesta de vedere. Probabil că pentru unele proceduri un mandat este insuficient ca să putem să avem o procedură. Asta este o problemă și la fel de grav în această ecuație este problema, la fel de gravă este problema forței de muncă. Este avem nevoie de 10 ori mai, de 10 ori mai mulți muncitori pe șantierele deschise în sectorul 4, firmele nu au muncitori. Fie că discutăm despre asfaltatori, fie că discutăm despre reabilitare termică despre școli. Cea mai mare problemă o avem și întârzierile pe care le avem sunt generate de o lipsă acută a forței de muncă. Ajungem în situația în care devine irelevant că sancționăm pe cineva că întârzie sau nu întârzie o lucrare finalitatea pentru oricare om este ca un lucru care a început să se termine și să se termine într-un timp rezonabil. Este o problemă gravă și probabil că trebuie cu toții să facem ceva pentru lucrul acesta, pentru că mergând în acest ritm ne vom afla în imposibilitatea de a ne pune în aplicare programele, chiar dacă avem proceduri, dacă avem finanțare. Asta este o problemă, o subliniez de o gravitate ieșită din comun din punctul meu de vedere. Duce România în momentul ăsta lipsă de specialiști? Duce lipsă pe toate palierele de oameni. Atât din punct de vedere al specialiștilor pe diverse domenii, discutăm de în domeniul construcțiilor, este catastrofală lipsa de, și am proprietatea termenilor, catastrofală lipsa de specialiști. În domeniul medical, după cum știți, și vorbesc asta în cunoștință de cauză pentru că de asemenea sunt medic, este o lipsă înfiorătoare atât de medici cât și de asistente și de infirmiere. Dacă vreți, pe toate palierele ne lipsesc, ne lipsesc ingineri, ne lipsesc arhitecți. Avem deficiențe grave din punctul acesta de vedere și nu știu și sunt extrem de speriat și îngrijorat de modul cum putem depăși această problemă. Revenind la capitolul proiecte, pe final, care sunt proiectele pe care le aveți în plan, să spun așa, pentru următoarea perioadă? Ce vă propuneți să realizați, cel puțin până la sfârșitul acestui mandat? Până la sfârșitul acestui mandat, prioritatea zero pe care o am să termin ceea ce am început. Îmi doresc să termin toate lărgirile. Îmi doresc să înceapă construcția spitalului. Îmi doresc să finalizez toate unitățile școlare din punct de vedere al criteriilor de siguranță și din punct de vedere al modului în care arată. Îmi doresc de asemenea să îmbunătățesc substanțial modalitatea de interacțiune a primăriei cu cetățenii, pentru că și veți vedea lucrul acesta, am creat niște sisteme de respect pentru oameni. De exemplu, începând de la data de 1 ianuarie, cetățenii vor avea posibilitatea să nu mai stea la coadă la ghișee ca să își plătească orice fel de taxe la nivelul sectorului 4. Vor putea să le plătească în câteva sute de puncte în sectorul 4 și în câteva mii de puncte în România, Uh, am diversificat uh, acest tip de serviciu pentru că este traumatizant pentru oameni și după 30 de ani să stea în continuare la coadă la ghișeu. Vine iarna, stau în frig uh, și nu e normal, nu e cinstit să se întâmple lucrul acesta. De asemenea, am creat un call center. Avem 30 de linii care funcționează pe tot parcursul zilei, special pentru a culege datele și pentru a veni în sprijinul oamenilor. Am creat o aplicație primăria sectorului PS4, se numește atât în Android cât și în iOS, ca modul de operare. De asemenea, din dorința de a veni în întâmpinarea oamenilor, pentru că fie că îmi place, fie că nu-mi place, trebuie să recunosc că mai este enorm de mult de făcut pe această linie și o spun și eu în calitatea de om care interacționează cu alte instituții ale statului. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră și vă mai aștept cu mare drag să mai discutăm despre proiecte și de ce nu la finalul mandatului să tragem o linie la finalul acestui mandat. Și să vedem uh, ce am reușit și ce nu am ce reușit. Am... Ce -am Vă mulțumesc din tot sufletul, e o plăcere deosebit. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult. și eu.